Da. Da, azi jucăm Doctor de picior. Îl mai fan Doctor, unde mirosul e foarte fain și mărarul între degete. Ia, uitați-vă. Eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un nou video. Vă plac foarte mult joculețele cu Doctor, așa că rupeți butonul de like la 5000 de coco-like-uri. Am să fac următorul video. Apreciez foarte mult susținerea voastră. Vă iubesc. Și haideți, dragii mei, abonați, să vedem ce putem să facem astăzi. Dacă aveți idei cu joculețe pe care să le jucăm, eu am să citesc. Când îmi fac timp ce citesc, uneori la 5-6 dimineața, că mă trezesc de dimineață pentru voi ca să filmez, așa că să vedem ce putem să facem. Acum nu uitați că dacă dați cu colega, apreciez foarte mult, înseamnă că vă place și eu continui să muncesc cât mai tare în continuare pentru voi. Astăzi jucăm Doctor de picioare. Omul apare drogat. Faza este că mă gândesc, chiar există doctor așa de picioare în care vii tot bălos, jegos, la picioare și ăla te face fain. Joc de pe telefon, că am încercat prima oară să joc un joc din ăsta pe calculator și trebuie să zgâțâi așa telefonul ca să fac nu știu ce și nu poți să zgâți monitorul, așa că să vedem ce putem să facem. Hai să vedem. Deci prima oară eu aș vrea să-i spăl jegul. Dacă o să pun. Aș vrea să-i spăl jegul că nu pot să lucrez. În primul rând, dacă sunt... A, se duce bacteria. Păi nu puteți să-i speli singur acasă, omule, zici și șmogli. Să vă spălați. E foarte important să vă spălați, să fiți mai curat. Bă, ce dau cu perea? Ești aia? Ia uite ce lustruiesc. Bă, merge foarte repede toată treaba. Merge foarte repede și foarte bine. Și cu asta ce face? Deci, eu până acum, în calitate de medic, în calitate de doctor, ce pot să spun că am făcut până acum? Doar pur și simplu să-l spăl. Pe care și niște ace. O să încerc să le iau cu asta. Și vedeți ce v-am zis? Și își zgâci telefonul, că altfel nu merge. Mă, să-ți doctorul de picioare. Hai mă, te-ai zgâțit? Așa. Și după, cu injecția, scot bubele. Așa asta mare. Bun, haide, în afară de faza cu injecția, să zicem și aia cu spinii, că n-ai penseta, putea omul ăsta să spele. I-am făcut curat? E curat? Oh, frate! O, cât tare jegul pe partea din față să fiu eu și ce chestia aia verde. Oricum, trebuie să apreciez că are unghiile frumoase. Adică, ok, nu sunt chiar frumoase, dar sunt ok. Gândiți-vă dacă avea și unghiile jegoase. Bă, spălați-vă picioare, nu de asta, dar se creponează ciorapii. Bă, eu chiar nu vine să cred. Ce față are, văd fața în oglindă. Mi chiar nu vine să te să aranjez aici cu covorașul. Mi chiar nu vine să cred că există oameni care nu se spală picioare așa. Deci este nebunie. Haideți să dăm cu săpun prima oară. Păi că pe de bacterii. De fapt, să dau cu jetul ăsta de apă. Se duce ceva. Se duce, abar n-am ce se duce. Ia să dau cu săpun. Bă, că săpunul scapă de bacterii, așa că spălați-vă cu săpun. Oricum, în 2020, acum românii au descoperit săpunul. Bă, nu s-a dus bacteria. Nu s-a dus. Asta ce face? Cu asta dau pe astea oranj, ca să se ducă, o fi vreo alergie la ceva. Bă, trebuie să recunosc că nu am făcut mare lucru. Nu prea știu eu ce curăță jetul ăsta. N-am scăpat de bacterii. Asta ce face? Cu asta dau pe chestiile astea verzi. Așa. Și mai dau? S-o dus. Mai dau cu săpun. Nu știu cum să scapă de bacterii. Săpunul dau așa peste tot. Bă, omul ăsta și asta dau pe bandaje. Pun așa pe om bandaje. Așa, trei bandaje. Bă, pe omul ăsta... Nu știu dacă reușesc să-l salvez. Este imposibil de salvat. Mai dau pe chestia asta, pe asta, dar nu merge. Nu se duce, stai să mă dau înapoi. Deci aici partea din față este imaculată, dar pe partea... Uite, am și o floare pe masă. Este imaculat, efectiv totul bine, dar partea aia nu pot să înțeleg care e faza, care e baiul, care e mălaiul. Nu pot știu ce să fac. Dau aici și nu se duce, nu știu, jocul are ceva. Dau aici așa. Nu se duce bacteria asta, dau cu săpun pe ea, îi place. Bă, știi ceva? O să așa merge așa natura, așa că trec la următorul om. Gata. Perfect. Am înțeles. Replay? Cum adică? Cum adică replay? Asta e tot jocul? Oh my god! Norocul meu este că am găsit alte jocuri de telefon cu picior pe care să le ducem. Mamă, că nu vă pot să... Spală-te! Următorul joculeț de picior este
doctor, tot doctor de picior, să vedem ce trebuie să facem. Alegem caracterul, hai să alegem pe fata asta foarte roz, în obraz. Ok, alte lucruri, puțin diferite, foarte bine, să vedem ce putem să facem. Prima oară am să iau chestia asta, penseta, și am să-i scot. Și am să-i scot, cum iau? Am pus un pansament, ok. Am să iau penseta și am să iau, scot spinii, ok. Și am să-i scot și ăsta, așa. Nu i-am scos. Așa. Mamă, avea efectiv o călcat pe niște ace. Siringa, pot să iau? Error, please connect to internet. Ah, nu. Nu se poate, trebuie să mă conectez de internet. Nu. Merge. Deci, acum dacă mă conectez de pe internet. Ha, nu! Și eu nu m-am conectat la net! Am mai găsit câteva jocuri cu doctor de picior, să vedem ce avem aici, așa. Avem o blondină care, ia, știi cum este, este super aranjată la față, machiată, face sport. Dar nu știu pe unde o călcat. Și hai să scoatem prima oară. Și trebuie să dăm așa cu telefonul. Să scoatem cuiele care nu știu pe unde umbla fata. A fost la o petrecere aseară și s-a trezit așa. Asta e mai mult, mă păcălește pe mine. Asta e de o săptămână. Asta aici ce avem e de o săptămână. După aceea să încercăm să frecăm cu buretele. Să facem călcăiul fin. De la mers pe tocuri. Așa, dăm cu jetul de apă. Să-i spălăm jegul. E mult. Spălăm bine picioare. Voi să o spălați pe picioare, fraților. Așa, am spălat pe fată. Așa, după aceea luăm injecția. Și facem aceleași lucruri. Așa. Așa, și după aceea dăm cu săpun. Ca să distrugem bacteriile. Merg toate? Suge pe toate? Mai este mai una care de-abia s-o șterge. Cred că e bine. Gata, perfect. Și acum, mă dacă partea din faza dacă pot să fac. Se distrug bacteriile. Se distrug! Este! Ok, o vom vindeca la maxim! Așa. Punem leucoplast. Așa. Așa. O spălăm. Că acasă nu a putut să-și bage picioarele în apă să spele. Să fac așa ceva. Să spele fata. Că de ce? Că mai bine facem fața Sephora. Mai bine punem puțin gler pe față. Punem puțin Dedeman. Asta ce face? Asta dă... pe chestiile astea, că mi-au furtunul. Furtunul s-a blocat acolo. Na, că s-a blocat furtunul în picior. Aici punem câteva din astea ca să te vinde. Ce mai punem aici un din ăsta? Asta ce face? Nu știu ce face asta, dar nu pot folosi. Perfect. Eu zic că... A, uite aici puțin verde. Gata. Eu zic că fata asta e vindecată. Next. Piciorul e perfect. Următorul joc, ia să vedem. A, ia uite altă fata, ia să vedem pe asta. Ok, vedem ce avem aici. Văd că sunt altfel de gângani, mai faine. O spălăm prima oară să nu le văd. Dacă se duce. Se duce, dar mai greu. Știi cum este? Fata asta nu se spală foarte bine, dar noi ne stăduim. Dacă există așa doctor în America, sau nu știu ce țară, e nebunie, frate. Este nebunie. Cu asta facem călcâiul să nu mai fie așa crăpat. Foarte important să luăm cuiele din pișor. Așa. Mamă, ce rapid. Deci acum cât de rapid am ajuns, cât de doctor sunt. Asta ce fac cu asta? Cu asta îi spăl așa. Cu asta parcă spăl gletul de pe picioare. Asta e de pe față, că ajuns pe picioare. Asta nu mai iau decât un spin. Cu asta mai șterg așa puțin mostuleții. Și cu asta ce fac? Mai acolo ceva, care nu știu cum îl dau. Cu asta? Da, cu asta. Vedeți, am rezolvat piciorul. Apropo, are un picior foarte masculin. Oh, frate, partea din față... Partea din față, descurc eu să fac. Față, gângănile astea care sunt pe picioare, mă gândesc cum nu putu să le vadă. Oh my god, reușesc eu. Chestia asta ce face? Chestia asta repară... chestiile astea roșii, perfect. Le facem, după aceea dăm cu asta să reparăm petele astea. Așa. Mai spălăm puțin cu săpun. O spălăm și cu dușul. Chiar este așa, vie așa tot murdar, cu mărar în degete. Și cu toate crăpăturile și praf și ce mi-ai călcat, în ce mi-ai călcat și după aceea te spală doctorul. Asta dau cu săpun. Nici cu săpunul îți dai. Și aici punem bandaje. Și gata. Am vindecat fata. Ia uite cât de fain este. Ia uite, ai de mine, ce fata aranjată, ce știți voi? Că următorul joc e... Ia uite, amuzant e ăsta, hai să facem cu ăsta, select character. Au, fratele meu, la asta trebuie să rezolvăm dinții și și ochii, dar dinții neapărat. Cu asta nu merge așa ușor. Haideți să vedem ce putem să facem. Prima oară să dăm cu injecția. Așa. Gândați-i foarte ciudați.
Așa, încercăm să-i rezolvăm chestiile astea. Ia mă, siringa, nu mai pot, a? Spălăm așa puțin piciorul. Eu înțeleg toate chestiile astea, dar nu puteai și tu ca om să te speli de picioare. Bă, deci mă gândesc așa puțin, dacă există doctor din ăștia și vin oameni cu toate nebunile. Vin oameni cu toate nebunile la tine, ce faci, frate? Hai să-ți... Dai să-ți frec asta. Așa. Siringa, mai aici o chestie. Mai aici puțin duș să-ți dau. Din gura trebuie să-ți dau. Să te speli pe dinți. Să vă spălați pe dinți. Că dacă nu vine dentistul... Și mă trebuie să-și plătiți. Mă, cât frec aici, așa. S-a dus? Nu se duce, bă, frate, dar cât ai sub piele? Zici, zici că e tatuaj. Gata, s-a dus. Următorul. Iar nebunia asta, să spăl. Mai da, dar ce-i râma aia între degetul mare și degetul ălalt? Stai, cum o rezolv pe aia? Cu așa, cu asta? Nu. A, bine că s-a dus. Mai dau așa puțin, că zici că e tatuaj ăla. Așa, dăm cu AJ de apă. Așa, așa, așa. Mai dăm cu săpun. Mai dăm mai mult cu săpun. Frec aici cu săpun, ia uitați-vă. Așa, dăm cu chestia asta ca să se ducă zgârieturile. Mai dau cu apă, că tu acasă nu o să-ți dai. Așa. Bă, nu merge. Asta, da, merge cu săpun, am uitat, scuze. Asta merge cu săpun, scuze-mă, și doctorul mai încurcă. Și punem... Gata, te-am vindecat. Pot să spun că este destul de greu să vinzi pacienți. Să vindești pacienți este destul de greu. Ia să vedem, următorul pacient și următorul joc. Fratele meu! Dar ce are acolo? Să scot prima oară chestiile astea. Scoatem prima oară... Oh, am pus... Să scoatem prima oară țepii ăștia. Că ăsta dor cel mai tare. Așa, după aceea să dăm cu... Ce face asta? Nu prea înțeleg ce chestia asta. Pun chestia asta aici și mi arată așa o săgeată. Dau așa? Habar n-am, știți voi? Bun, hai să-l frec aici așa pe picior, că el se poate nu se rescurcă. Să vedem unde se duce. Așa. Viața asta de ce nu pot să pun? Please wait. Nu mă lasa. Mai dau aici cu cremă. Așa. Cred că ăsta... A, bilul ăsta trebuie să le duc cu chestia asta. Așa. Trebuie să le dau cu asta. Dar nu știu cum funcționează asta. Îl papă singur, am înțeles. Un fel de așa chestie. Așa. Perfect. Nu prea am eu cum să-i repar degetele, așa că trebuie să te conectezi la net și n-am chef acu. Și acum o să-i rezolv aproape tot. Deci, în primul rând, pot să-i pun aici un fel de rivanol. Stai, bă, deci vedeți acolo ce are între picioare, rădăcinile, aburienele, alea nu pot să le pensez. Că n-am, cum se cheamă, n-am ce-mi trebuie. N-am foarte, că și aici, îi fac cu laserul, ia uite-te. Fac cu laserul, uite ce bine merge când faci cu laserul. Fac cu laserul, așa. Fac cu laserul și aici, așa. Poate că atea de nu merge. Să-l spăl și ăsta cu ce dau pe aici? Pe asta. Am înțeles. Să wash, ăsta e săpunul. Dar pune-te. Și mai încolo? Mui cu lupa. Păi mui cu... A, nu! Unghia! Hai să-i tăiem unghia. Gata, că teată. Hai să eu... Ce face chestia asta? Barnam. Eu curăț, eu șlefuiește. Asta ce face? Nu știu ce face, dar se pare că nu putem să o curățăm mai mult. Cam până aici ajunge. Eu zic că pacientul ăsta o duce foarte bine și trebuie să mergem spre următorul pacient. Ui, cât e buba! A, nu! Sound. Ce schimb la sunete? A, da, cu sunete. Dă-i, hai. Hai să rezolvăm piciorul ăsta primul. O să te rezolv, că sunt... frate, zici că e real! Să fiu eu! Te da pe asta dușul. Dar spălați-vă acasă! Pe cuvântul meu! Că poți! Omega cât e guanga deasupra. Gata. Și acum? Cu te șterg. Zici că e o mână. Ok, și acum? Mai ud, ha?
După? Mamă, ai și un inelaș. Dar cine are inelaș pe picior? Cine arată foarte bine? Și deasupra inelașului o goangă și trei țepi și o ciupercă. Ai, ce faină-i. Să vedem cum te rezolv. Ce face chestia asta? Chestia asta? Habar n-am ce face. Bun. Ce face chestia asta? Chestia asta spală ceva? Habar n-am. Ce face chestia asta? Chestia asta scoate gânganile din deget. Am înțeles. Merge? Merge cam greu, dar merge. Bun. Am rezolvat ceva. Ce face chestia asta? Am scăpat de o gângane de acolo, dar nu știu cum. Cu dușul, cu ce am dat? Habar n-am. Ok, și asta ce face? Cu asta dăm niște injecții, se pare. Ok. Și injecțiile astea nu știu ce fac. Tot aici o dau. Am crezut că dau injecțiile și în partea asta. Mai trebuie să mai fac ceva? Că nu-mi dau seama. Uite, am mai spălat-o puțin. Bă, are și unghia ruptă! A, frate, și o bubă acolo. Tot spăl, nu știu ce să fac. Ajutați-mă, vă rog. Ce mai o goangă? Uite, aici ai una. Nu mai vreau. A, da, stai. A, uite, asta altă chestie acu. Asta ce face? Gheața. A, gheața e desumflă. Oh my god, ce goangă! Asta ce face? A, ce am găsit acolo? Și asta ce face? Șterg sânghele. Și asta ce face? Oh my god. Ce e acolo? O să văd. Ce mai am pe aici? Ce face chestia asta? Dau cu spray. Și asta? Pus un pansament, îl punem pe ăsta. Am înțeles. Și atât? Dar n-am vindecat pacientul. Ah, mai dau cu spray? Mai pun pansament? Până-l pe ăsta. Ah, pe ăsta pot să le sărag așa. Și pe ăștia ce fac? Uitați-vă și voi. Pot să-i mut? Ah, pot să-i scot. Ok. N-am știut că pot să-i scot. Mai pot să mai fac ceva? Gata. Bă, nu pot zic că am vindecat pacientul. Dar pot zic că aproape am vindecat pacientul. Mai trebuie să mai fac ceva. Da. Nu mă las să trec. Ia să vedem ce-i care lista. N-am folosit chestia asta. Ăstea și ăstea. N-am folosit trei lucruri cum trebuie. Trebuie să fac de la început. Dar scăpăm face bine. N-am știut, scuză-mă, primul pacient e prima clătită. Eu ce să fac? Dacă n-am făcut bine. Acum e în altă parte. Acum voi reuși. E la deștul mic. Deștul mic de-abia se vede. Dacă nu-mi place deștul mic. Nu-mi place mie deștul mic, că nu se vede. Era fain deștul ăla. Dar nu se vede nimic deștul mic. Ia dăm tu alt deget. Vreau alt pacient. Clar, nu am baterie. Dăm alt pacient. Alt pacient cu alt deget vreau. Eu sunt doctor din la cu moduri. Așa, dăm alt pacient cu alt deget. Hai să-i facem tot degetul ăsta. Dar acum o să știm ce să facem mai bine. Ne vom uita pe listă. Spălăm bine. Vreau să rezolvăm primul pacient cum a fost și următorii pacienți, dar acum ne surcăm bine. Așa. Ce știu eu este că pot să scot ăstea, n-am știut până acum. Pot scot și pe ăștia. Nu știu ce sunt ăștia, că pușele ăstea, dar le scot. Așa. Uite așa pe listă, n-am folosit nimic. Asta. Facem așa niște injecții. Am folosit-o? Am folosit injecția. Da, perfect. După aceea, trebuie să folosim asta de apă. Nu știu exact ce spăl. Spăl așa la unghie. Dar o spăl. S-a folosit asta. Da, s-a folosit amândouă. Trebuie să folosim pe toate ca să facem curat. După aceea folosesc ăsta. Și ăsta igienizăm ceva. Facem fain, facem fain, facem fain. Și ăsta, cu ăsta scoatem de sub unghie gongile. Cumva, nu? Da. Nu e bun acolo? Undeva pe aici. Cred că le-am scos. Am folosit tot? Le-am folosit pe toate patru și acum mergem la următoarea treabă. Deci trebuie să fim doctori calitativi.
Cu asta îi dezumflătăm buba, că nu mai suportam să o văd, perfect. Cu asta îi luăm să nu mai curgă Xiangya. Cu asta îi scoatem mizeria. Ah, ce bine. Mai ștergem cu asta. Ok, le-am făcut pe toate. În afară de... ăsta cu raz X. Nu știu ce trebuie să fac cu ăsta. Are deștul rupt. Nu știu ce ar trebui să... am găsit ceva acolo. Ok, am folosit-o și pe asta. Da. Și acum să vedem... mai trebuie să folosesc ăsta nimic. Acum vreau să o vinde complet. Are și un inel acolo. Dăm cu spray. Ok. Și vreau să punem și un bandaj. Voi pune bandajul roz, că-i fată. Și acum dacă mă uit... n-am folosit un spray și bandajul ăla. Ok. Nu mai merge. Oh my god, s-a blocat jocul! Oh my god! Nu se poate, am vrut să mă duc, dar s-a blocat jocul! Nu! No! Stai că nu înțeleg ce fac. Ce face asta? Îl spăl. Șterg. Îl frec. Ok. Păi stai puțin, la doctor trebuie să și tund unghiile. Hai să fac tăiem dacă așa trebuie. Eu suntem doctor de treabă. Nu prea arată mai mici după ce le tund. Next. Stai că nu înțeleg. Stai că nu înțeleg. Ce e asta? Top here. Ah, nu! Ăsta nu-i jocul, doctor! Ah, nu! Ăsta e jocul unghii, gata! Până aici, am zis ca să-ți facem doctor de picior. Dacă vă plac și mai vreți să mai facem joc, rupeți butonul de coco like, scrieți în comentariu ce vreți voi și ce jocul să mai jucăm. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!